Poppy Min? Mi-am ridicat privirea când am auzit vocea lui Run. Am dreptate? Săruturile bunicului tău erau amintirea cea mai de preț a bunicii tale? Da, i-am răspuns lăsând pe să cadă. Toate săruturile de care a avut parte și care i-au făcut inima să-i sară din piept. Bunica spunea că săruturile lui erau cel mai frumos lucru din lume. Pentru că arătau cât de mult ținea la ea și câtă grijă îi purta și o iubea pentru ceea ce era ea cu adevărat. Run se uita la borcan pufnind. Tot nu înțeleg, popii min. Am început să râd văzând cum se strâmba și își suguia buzele. Avea buze frumoase, erau groase, cu un arc al lui Cupidon perfect. Am deschis borcanul și am scos o inimă de hârtie roz cu alb. Am ridicat-o în aer în timp ce eu și Run stăteam față în față. Acesta este un sărut gol, am spus eu arătând cu degetul spre borcan. Bunica mi-a spus să strâng o mie de-a lungul vieții. Am pus inima înapoi în borcan și l-am luat de mână. O nouă aventură run, să strâng o mie de săruturi de la sufletul meu pereche înainte de a mă stinge. Eu, cum, popi, sunt derutat, a spus el, dar i-am simțit furia din voce. Run devenea destul de supărăcios când voia. Mi-am scos pixul din buzunar când băiatul pe care îl iubesc mă va săruta, iar sărutul va părea atât de special încât inima îmi va sări din piept, este vorba doar despre săruturile foarte speciale, voi nota detaliile pe una dintre aceste inimi. Toate acestea îmi vor fi de folos când voi ajunge bătrână și căruntă și le voi povesti nepoțeilor mei despre acele săruturi atât de speciale din viața mea. Și despre băiatul drăguț care mi l-a dat. M-am ridicat brusc în picioare, copleșită de bucurie. E ceea ce bunica își dorește ca eu să fac, Run. Trebuie să încep cât mai curând. Îmi doresc să fac asta pentru ea. S-a ridicat și Run în picioare. Tocmai în acel moment, o adiere de vânt a adus petale de cireș chiar în locul unde stăteam, ceea ce m-a făcut să zâmbesc. Dar Run nu zâmbea. Ba chiar se uita în jos cu mâhnire. Vei săruta un băiat pentru acel borcan? Un băiat special pe care îl iubești? Am încuvințat. O mie de săruturi run. O mie. A clătinat din cap, țugându-și din nou buzele. Nu! a urlat, iar zâmbetul mi-a dispărut de pe buze. Ce e? l-am întrebat. Run a făcut un pas spre mine, clătinând și mai tare din cap. Nu! Nu vreau să săruți un băiat pentru borcanul tău. Nu voi permite să se întâmple asta. Dar am dat eu să răspund, însă el m-a luat de mână. Ești cea mai bună prietenă a mea, a spus el, strigătul izbucnindu-i din piept în timp ce mă trăgea de mână. Dar trebuie să o fac, i-am explicat arătând cu degetul spre borcan. Face parte din aventura mea. O mie de săruturi înseamnă foarte mult, Run, foarte mult. Vei rămâne în continuare cel mai bun prieten al meu. Nimeni nu-ți va lua locul, prostuțule. S-a uitat insistent la mine, apoi la borcan. Am simțit din nou o durere în piept. Judecând după privirea lui, nu era deloc fericit. Iar se îmbufnase. Am făcut un pas spre el, în timp ce mă fixa cu privirea. Ascultă acest audiobook alături de sute de alte titluri în română și engleză pe voxa.ro. Gratuit și nelimitat pentru primele 15 zile.